Într-o scrisoare a lui Timotei Cipariu este această interogație retorică. Care școală între toate școlile românești poate să arate atâția bărbați mari ieșiți din sânul lor, precum arată școlile Blajului? Între acești mari bărbați trebuie pomeniți cu vrednicie Augustin Bunea. Augustin Bunea, între dascălii Blajului, se remarcă prin preocupările sale multiple. Venind la Blaj din Vadul Făgărașului, Augustin Bunea a fost secretarul mitropolitan al lui Ioan Vancea de Buteasa, despre care a și scris o biografie. Este prima sa operă și influențată puternic de ortografia cipariană. Dar Augustin Bunea se va remarca ca istoric în primul rând, istoric al Transilvaniei. În 1900, Augustin Bunea scrie monografia Inocențiu Micu Klein, care chiar dacă sub raport interpretativ a fost depășită, sub raport documentar și acum este un model de monografie istorică. Apoi are o a doua monografie despre Petru Pavel Aron și Dionisie Novakovici, perioadă cuprinsă pe două decenii din istoria Transilvaniei. De fapt, aceste două monografii sunt fragmente din istoria Transilvaniei. Apoi, Augustin Bunea a fost un mare gazetar. El a întemeiat la Blaj, alături de alți dascăli, preoți, profesori, Unirea, foaia bisericească a Mitropoliei Române Unite în 1891. Tot el este cel care a publicat o serie de scrisori și de documente intitulate Acte Fundaționale. Augustin Bunea este însă mai ales un orator. Între dascălii Blajului, aceasta este dominanta activității sale. Este cel mai mare, fără nicio exagerare, cel mai mare orator al Blajului. Sigur că avem pagini de locință deosebită din Timotei Cipariu și din atâția alți dascăli ai Blajului, dar Augustin Bunea, așa cum au spus cei care au avut norocul să-l asculte la adunările Astrei, la adunările naționale ale românilor, a fost un orator neîntrecut. Spre deosebire de alți cărturari blăjeni, Augustin Bunea a avut o postumitate mai vitregă. Pentru că dacă Șincai, Samuil Micu, Petru Maior au fost retipăriți, opera lui Augustin Bunea a rămas multă vreme în manuscris. În afară de monografia Augustin Bunea, nu s-a mai retipărit nimic. De aceea, când se împlineau 100 de ani de la trecerea lui la cele veșnice, am tipărit discursurile lui, predicile, pentru că erau mai ales predici funebre. Augustin Bunea mărturisește că la sfârșitul secolului al XIX-lea, o serie de personalități ale culturii române au trecut la Domnul. Și el era chemat să rostească predicile funebre, care sunt mai mult decât simple predici, în primul rând prin dimensiunile lor. Le-aș asemăna cu paginile lui Iorga din volumul Oameni care au fost, pentru că sunt în primul rând portrete literare. Așa vorbește despre Iacob Mureșan, așa vorbește despre Timotei Cipariu mai ales. Amintirea lui Timotei Cipariu este un model de panegiric, un model de discurs. Iar dintre articolele sale de gazetă, cel mai important mi se pare cel în care elogiază în termeni poematici, de poezie, de poem în proză, Sfânta Unire, cum o numește, arătând binefacerile unirii religioase pentru toți românii. Este unul dintre
scriitorii care s-a bucurat de aprecierea istoricilor. Și iată, la înmormântarea lui, elevii Blajului au scos un volum omagial. În acest volum găsim și o poezie a lui Aron Cotruș, debutantul Aron Cotruș, o poezie, elegie funebră, asemănătoare cu elegia pe care Eminescu a închinat-o la moartea lui Aron Pumnu sau Coșbuc la moartea lui Timotei Cipariu când a scris poezia Non omnis moriar. Te scaldă neam în lacrimi, căci bunea nu mai este. O, plânge, plânge viața-i eroică poveste, căci el s-a dus în moarte și n-o să vină iară să aducă zori de bine și în inimi primăvară. Te-ai stins tu, soare, când greul ne doboară, când viața ne fortună, când gloanțele ne omoară, te-ai stins când groapa e gata și așteaptă să ne stingem, te-ai dus, divin Ahile, și ne-ai lăsat să plângem. Iată ce spune Octavian Goga despre Augustin Bunea, oratorul. Augustin Bunea va rămâne o veșnică podoabă a oratoriei românești. Înzestrat cu bogate cunoștințe, stăpân desăvârșit al limbii românești, însușindu-și o temeinică educație literară, temperament viu și plin de vigoare a sănătății, Augustin Bunea era oratorul vestit al tuturor praznicilor noastre și cuvântul lui, care a amuțit pe veci, era trâmbița fermecată ce propovăduia durerile și aspirațiile noastre.